G2A, jocuri delicioase la prețuri naufragiate. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România, bună dimineața, București și bine v-am găsit, dragii noștri, la alături aici de nena Barbă Neagră în The Yo, Forest. The Forest, yes. Stai așa să-l nimeresc pe ăsta. Gata. Acum. Salutare. Pe cine nimeri? Era asta prea important, e cioara asta albastră. A, tu, ok, nu eu nu am văzut absolut niciodată. Nu, nu. A, ok, deci din spatele tău zbura spre mine o pasăre albastră și am tras o katana și m-am făcut și de două pene, iar jos chiar avem, uite, carne. Small generic meat collected, deci. Clar, da. Cred că pare ciudat, știi, dacă tu nu vezi și eu sar pe aici ca nebună după păsări, dar nu e nicio pasăre acolo, gen, ok, îl lăsăm în pace. Bun. Stai că fac un skin rack aici. Ce mai trebuie? Ne mai trebuie și de pietre. Și ești de mult, cât de tare. De lemn. Skin rack pentru? Păi ai atât de multe? Nu știu, dar voiam să pun unul să văd cum arată. Cât de tare. Tare. Bă, adevărul este că nu prea mai am acum armură, dacă mă uit mai bine. Stai să mă uit în inventar, că eu nici nu mai știu ce am în inventar. Hai că avem ceva frunze, păi atunci o să-mi iau să-mi fac armură de... Hai mă, nu mai pot? Nu mai merge? Nu mai mă lasă? Știi ce? Hai să vedem ce mai avem noi pe aici. Vrei să punem o capcană? Noi n-am pus până acum capcane și aia, știi, mai... Hai că ai pus-o tu pe aia atunci care s-a dovedit a fi extrem de inutilă. Dar n-a fost vina ta. N-a fost care, vina. Mă? Eu nu știu, aia de iepuri. A, alea de iepuri și da. Nu-mi da nimica. Inutil e capul tău! Bun, dacă seamănă ca capcana aia, sunt de acord. Avem, uite, capcană cu molotov, explosive, advanced traps, rope swing trap, asta e pentru oamenii ăștia care vin să ne atace, deadfall trap, happy, hai să luăm noose trap, hai să luăm pe asta. Ah, apropo, oamenii ăștia ziceau că prin portița asta ce eu am făcut, nu ar încăpea ăla de bușteni de lemne, știi? Ah, gata, m-am prins ce zici, da. Se poate întâmpla să fie adevărat. Se poate întâmpla într-adevăr. Există o posibilitate ca într-adevăr așa să fie. Bă, nenicule, printre altele, știi ce vreau eu să facem? Treabă? Bine, da, pe lângă asta. Stai că nu mai avem apă deloc? Cum așa? Bine, eu am apă la mine, dar... Oare nu avem și noi un râuleț pe aici potabil? Un lăculeț, de fapt. În mintea mea tot nu e logic să bem din lac și din râu, nu, de asta. Deci vreau să mergem la prostia aia acolo, să demontăm toate alea. La care? Să nu mai apară ciocănelele pe hartă, că mor acid de nervi. Serios? Chiar te deranjează alea? După ce cam o grămadă de căsuțe pe tot ecranul. A, dar nu înțeleg de ce ți-e... A, și mie apar, dar nu mă deranjează chiar atât de mult. Ajungi pe ecranul telefonului și zici să umple. Am înțeles. Da, absolut. Am înțeles. Îți dau apă pentru burn-ul ăsta? Just kidding. Asta e capcană. Asta e o capcană, da. De la asta mi-a părea în plus 1 și nu știam de ce. Erau 2 până acum și acum... Da. Erau 1 până acum și acum erau 2. O rezolv rapid, nu te enerva, o rezolv. A, apropo, uite aici berries dacă vrei, sunt albastre și astea mi se pare că le poți băga în pouch, dacă nu. Da, păi acum iau pouch-ul să vedem. Da, merge, am testat. Blueberries, deci merge. A, ne-au zis copiii că se poate face din asta, se poate face vopsea, corect? A, dar și scrie mi se pare acolo când le pui în crafting, știi? Îți arată ce opțiune ai pe ele. Vezi că-s multe pe aici. Stai așa să-mi apare iconița specială. Hai mă. Așa. Ia mă. Da, 3 blueberries și twinberries. Eu m-am cam îmbolnăvit de la twinberries alea. Nu prea ți le recomand, dar... Nu știu dacă ai luat. Nu există. Toate-s bune în stomac aici. Bun. Băi, fratele meu, deci mi-au să-i aminte. M-am mai interesat de problema cu microfonul. Ți-am și scris. Frate, de la Windows-ul, da. Da, frate, de la Windows 10. Deci, o grămadă de oameni spun că au problema asta de când au trecut la Windows 10. Păi stai, pune-i și pe oameni în temă, sau știu.
Nu știu dacă știu oamenii, fraților, deci am făcut, de când am construit sistemul cel nou, am trecut la Windows 10. Mamă, deci nu pot să o aici, băi, ia, stai așa. Stai așa că mă enervez. Am trecut la Windows 10, da? Și trecând la Windows 10, dintr-o dată mă trezesc că microfonul meu se aude super, super, super încet. Foarte încet, foarte încet. Adică dacă până acum mă auzeam ok-ish. Deci dacă doar pe înregistrare, că eu te aud perfect. Da, nu știu, da, nu știu, puii mei, nu știu ce pana mea. Și am căutat, eu am încercat să-i fac, să-i drag așa, cu driver, m-am ajutat și cu nenea Barbă Neagră aici de față și toate cele și nu... Degeaba, da, nu. E ca să aflăm, ca să aflu că de fapt e din cauza Windows-ului. Și până la urmă, zic, eu am un Samsung C03U. Am zis, hai că găsisem pe niște formuri că uite, folosește asta de la Samsung. E un driver special pentru microfoanele lor, știi? Nu, frate, nici cu driverul ăla. Mai zicea cineva că vezi că nu-ți recunoaște bine microfonul și că trebuie să îți instalează un driver ciudat și dezinstalează driverul inițial și bagă un driver standard cumva. Și aha, în felul ăsta... îl înlocuiește, ok, îl pune da. Pe al lui. Da, dar mie... Și poți să selectezi prioritate sau ceva? Nu știu, dar oricum mie nu era problema aia, știi? Adică am dezinstalat driverul, am zis hai să reinstalăm driverul standard, dar nu era problema aia la mine. Mă, să mi-apară aici să mai pun carne pe drawing rack-ul ăsta. La mine pur și simplu driverul ăla standard nu funcționează cum ar trebui să funcționeze și așa mi-a fost de ciudat, dar nu am ce să-i fac. Ce chestie ciudată. Da, și singura soluție este cu un software suplimentar pe care l-am folosit și până acum. VoiceMeter Banana se cheamă. Îi preiau microfonul, semnalul de la microfon și îi dau boost. Numai că acest boost, bineînțeles că creează... E digital, nu? E digital și creează distorsiuni la un moment dat, dacă stau prea aproape, dacă stau prea departe, nu-l prinde, e... Păi e digital, da, automat, nu are ce să fac. E ca zoom-ul la cameră digitală. E, pur și simplu mărește imaginea ce o vezi pe ecran, dar nu e zoom pe lentilă în realitate. Să vezi mai multe detalii cu care te aduci mai aproape. Da, exact, dar nu e așa. Îți mărește pur și simplu imaginea, ăla e zoom-ul digital. Adică niciodată să nu-l folosești. Cam așa e și chestia asta. Da, și îmi blestem zilele pentru că... Băi, nu cred... Ah, can't carry anymore blueberries, mă, nu știam eu de ce nu mai mă lasă să iau. Mamă, ce bogat în blueberries ești. Da, mă, am 60 de bogăți. You're the master of the blueberries. Așa, și aici capcana asta, pur și simplu o lăsăm așa să fie capcana, nu? Da, eu am pus multe loguri pe aici ca să se împiedice băștinașii și să se dea cu capul de ele, înțelegi? Și dacă nu capcana nu merge. Asta e ca măsură de siguranță. Clar, am înțeles. I'm a freaking genius, man. Absolut. Nu știu dacă putem cădea noi în ea, dar sincer n-aș vrea să o încerc. Pentru că de mort aici, știi? Asta din câte am înțeles, nu e pentru animale. Ia și tu skin-ul de la lizardul ăsta de aici. Fin, acum, asta. Unde? Uite aici. Iau și carnea ca să o punem pe foc. Ia și carne, eu nu iau că mi se strică în inventar degeaba. Așa, și mai avem noi pe aici niște chestiuni. Deadfall trap, nose trap. Ah, da, corect, stai. Small zici. Traps, explosives. Eu vreau să pun toate prostiile posibile. Deci am făcut un medicine cabinet, mă duc să pun un snack bar. O să bag și eu niște de-astea micuțe cum l-ai făcut tu pe ăla de iepuri, dar promit că al meu nu e inutil. Na. Asta e un alt burn, să înțeleg. Ha, 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 ha. Da, sunt azi pus pe energizant. You so funny, man. You so funny. Much funny, yes. Much funny, yes. I am wow. Da, da. Dodge for the win. Așa, ce voiam eu să fac? Stai că am venit aici. Ah, da, să pună la sus acolo, da. Asta păi că mi-ar place un Doge așa, da, știi să-l am? Cred că aș râde no, de fața lui. Nu no, s-ar place? Nu. No. Vai de capul meu, funny. Sau ăla, no. Grumpy Cat. Ala numai când te uzi la el, deci te bufunește râsul. Nu, no, adică eu pentru un animal de companie e... Nu, ce nu? Ce nu, nu e? Nu. Why? It's funny. Oricum te-ai uitat la el, pare că zâmbește. Adică cel mai așa probabil, datorită faptului că stau la apartament și așa, o pisică, știi?
Dar să țin un câine în casă, nu. Păi lasă, punem la o parte, cum că nu ar exista detaliile astea. Da, nu știu, adică un câine, frate, trebuie să alerge, trebuie... Ah, și încă o ceva. Nu-mi place ideea de câine de rasă. Prefer un câine de ăsta, vagabond, o corcitură, o prostie. Vagabond, păi ăla ți aduce lucruri în casă. Lasă-mă. Ăla face parte după ce pleci. Înțelegi? Fură de prin casă, ia droguri, da, chestii. Păi da. Îți vinde aurul. Nu, de ce? Pentru că am înțeles eu că ăștia care sunt de rasă în cele din urmă datorită fapt... Proști, nu? Sau că ce? Nu, numai, nu. Chiar au complicații genetice dintre astea și ajuns să se îmbolnăvească. Da, să zic că-s mai proști, că-s făcuți așa. Uh-huh. Păi prost, am crezut că zici în sensul de inteligență. Nu sunt mai proști. Dom'le, construcția lor. Cum sunt fizic, ăștia, de da. Exemplu, ăștia cu botul turtit și cu pielea aia, cum se numește? Pugs. A? Pugs. Pugs. Paguși. Sau cum s-or numi la plural, ăștia sunt făcuți ăștia, deci categoric, și au probleme de respirație foarte grave. Da. Chiar am văzut multe persoane. Măi, eu văzusem că tu ai... Dar tu te duci cu ea? Făcut pe aici pe undeva o stanie de asta, sau n-ai făcut? Cred că am dus-o în bază. Și s-a blocat în bază, nu? Adică n-avem cum să o scoatem, nu? Da, dar tocmai asta vreau să adresăm problema asta, dacă într-adevăr nu putem să ieșim cu saniile. Nu știu, am încercat să o scot pe ușă și n-am vrut. N-a vrut. Hai să distrugem, să punem altă poartă. Oamenii ziceau că mai e altă poartă. Eu pe aia am găsit-o, adică a fost așa ce mi-a venit la îndemână, știi? Cred că e un fel de drawbridge. Cred. Ar fi tare un drawbridge, chiar ar fi tare. Și de asemenea nu știu dacă putem să... știi ce putem? De exemplu, gardul, dacă trebuie să-l mărim, putem să îl distrugem, că ne dă, dacă ții tu minte, ne dă buștenii. Da, corect. Știi? Mai distrus noi ceva și ne-a dat buștenii. Și după aceea continuăm foarte ușor să o reparăm. Zi-mi atunci ce facem, distrugem ușa asta? Da, cum? Păi hai să vedem, da, ușa cred că merge distrusă dacă te duci spre ea. Încă mai am aici o capcană de rezolvat și vin să-ți ofer asistență tehnică. Ia, poate dacă am un topor în mână. Dacă te uiți foarte aproape, nu merge? Eu nu văd nicio iconiță, ce mai e, poate la gard? Mi-arată ceva la gard? Da, chiar, uite, asta e o chestie nouă, noi n-am mai încercat. Opa! Gata, avem și două capcane aici, trebuie să le verificăm des. Ziceam așa, știi, pentru un surplus de hrană. Poate mi-apare doar... Mi-arată să repar. I-am dat una cu ciocanul și mi-arată să repar. Dar de desfăcut nu mi-arată. Știi că de obicei îți arată cu C să ții lung apăsat. Ok, mai dăm ciocanul de două, trei ori. A, tu dai în mine. A, da, tu dai în mine. A, uite, chiar se strică. Wow! Tu vezi cum s-a stricat? Pune-mi, te rog, că vezi asta, că gardul uite de ce cum s-a făcut. Da, da, și gardul de lângă, da. Nice, păi hai să le stricăm și repoziționăm. Doar dai cu toporul, da? Da, da, da. Gata, ne-a mai dat ceva înapoi, nu ne-a mai dat nimic. Nu știu, presupun că să se disponeze. Da, e bine, da, e bine. E bine ce s-a întâmplat, pentru că... Drawbridge-ul ăla l-ai pe aici? Nu, ia, stai să vedem. Unde ar putea să fie acest drawbridge? Unde sunt multe pagini acolo la construcții. Ok, am ajuns la construcții, pagina 2. Ia să vedem. Custom stairs, platform, gazebo, rock wall, rock path, bone fence, stick fence. Așa. Defensive wall, catapult, defensive, nu știu, catapult aici, nebun. Alpine, nu știu ce. Băi, eu nu văd. Utility structures. Stai așa, că poate fi aici la utility structures. Nu. Ia mai uite-te și tu, că poate ai ochi mai bun și îmi scapă mie. Am găsit traps. Astea sunt chestii pentru mare. Pentru shelter n-avem decât o singură chestie. Poate că trebuie să descoperim sau... Nu, căci că am avea tot descoperit. Așa m-a mințit pe mine cineva. Păi eu nu mai mă joc cu oamenii ăștia, că oamenii ăștia ne mint. N-ai văzut? Weapons. Ia-mă un fil la weapons ceva. Nu. Astea sunt chestii de ținută mână. M-ai făcut-o de aia de pietre, dacă mai ai pietre și nu-ți mai în cap, să vii în bază, ne adunăm aici pietre. Bun. Let's see.
trebuie să recunosc că categorizarea lucrurilor pe aici de construit în cartea asta e cam ciudățică. Mă, da. Adică le găsesc greu și acum. După atâta timp, dar eu, mă rog, nu am categorizare cât aș vrea să fie un search bar. Atâta vreau, da. N-ai de platformă. Mi-a scăpat mie aici ceva? Da, ai văzut un drawbridge-ul sau ai zis pur și simplu că ar putea fi? Eu țin minte ce am mai văzut pe YouTube că există. Că zice aici wall with door și aia e ultima. Unde zice wall with door? Păi la... Uite-te acolo unde zice la structures, custom buildings, practic de la stânga la dreapta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, a 6. Custom buildings? Stai așa, unde zice custom buildings? Stai. De la stânga la dreapta, a 6, sus, tabul 6, ultima, adică pagina 6. Așa, basic structures, basic wall, simple stairs, wall with door, așa, ok. Ai. Și wall with window. Da, și nu văd altfel. Vezi tu altceva? Nope. Custom foundation, custom roof, custom walls, custom floors. Nu, prea că nu avem atât de multe. Small cabin, log cabin, temporary shelter, hunting shelter. Eu vreau să punem și small garden pe aici. Noi mă, frățică, ce pui mei, mă. Mă, oamenii ăștia ne mint în ultimul hal. Hai să dormim până nu vine aia. Aoleu. Nici n-am realizat că a venit noaptea. Hai da. Hai să dormim. Sus că ne trezim cu aia aici și deși noi am cam omorât, adică... E cam căsăpit este. E cam căsăpit. Ii tu stânga, eu dreapta, da? Dacă s-ar și face, nu. Dar nu cred că super. S-a făcut încă. Salvează până una alta. Corect, ai și tu dreptate. Și cum s-a făcut noapte? Ta-na-na-na. Poate trebuie să vedem luna. Ca să fie ok. La lumina brichetei. Turn around every now and then. Hai că s-a făcut. S-a făcut? Nu. Mie nu mi-a Bă. Turn around. Hai că s-a făcut, aici. Ce face? Ce-o? Hai că vin de atacă aia. Numai. La aia că șș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 
pui mie. Nu știu cât de mult ne ajută lumina aia ta. Care lumina mea? Bricheta? Mm. Adică, Maxim, ce întrebare auzi la el? Bă, nene, bă, deci m-am uitat peste videoclipurile ce le-am făcut până acum, pe care le-am făcut până acum. Aoleo, mâncați-a și ochii tăi, întuneric bezna. Nu s-a vedea nimic prin peșteri pe acolo. Cer scuze, fraților. Bagă un pic acolo niște gamma, niște brightness. N-ai ce să... Gata, ei sunt deja live. I-am chinuit deja pe oameni. Ok. Băi, nu s-a aprins ăsta. Nu e... Trebuie nu să se ia după vedere acum. Ok, deci avem noi problema asta acum. Aoleu, aoleu, ce prostie. E aceeași prostie ca la... zi. Un foc. E fix aceeași prostie ca la medicină. A, mă, ca la medicamente. Serios. Și uite, aici nici măcar nu pot să... Ce-ai făcut, mă? Ce? Ai luat foc? Iau puțin foc, lasă, nu mă băga în seama. Aoleu, aud, aud. Hai să dormim, hai să dormim. Uite, ai, cu lumină, e cu lumină. Nu mă interesează. Și luăm lanterna, luăm baterii. Are așa ceva? Stai așa, ce? Dar nu mi apare să dormim. Băi, omule, nu trebuia... Poate trebuie să reparăm, ce nu ne mai apare. Ia pica, mă? Uite, de ce nu mai merge? S-ar putea să trebuiască să o reparăm, dar mie nu mai apare nimic. Uite, nu e pur. Băți. Așa, avem un foc aici undeva? Dai și tu drumul, te rog, la un foc aici? Uite, am dat la drăciile astea de... Uite aici. Nu lasă la aici ca să poți să facem rost de oase. A, vrei de oase, corect. Repede, hai că vine... Aduc eu, chill. A, dar stai, mă, că pot să dau foc singur, mă. Acum realizez, de fapt. Chill. Everything is fine. Dar poți cu o mână. Poți. L-ai pus iar la 10 metri de foc. Lasă că n-are... Unei pus aia de pietre, aici. Da, e acolo. Să avem la pietre să ne spălăm căile pe cap. Uite câte bețe pe aici, tu le-ai aruncat pe aici. Nu știu, eu le-am furat. A, uite, banca asta trebuie să o reparăm, nu?
Da. Cu ce? Nu știu. Dar cred că casa noastră nu mai funcționează, pentru că trebuie să o reparăm, dar nu mi-apare treaba aia de reparat. A, da? Păi uite, e prea ciudat, adică e luna la jumătate. Da, într-adevăr, ai dreptate. Măi, știu, ne-am văzut eu asta de reparat. Mă uitam cumva pe aici în jos. Poate te uita la bancă. Opa. Cred că mi-a apărut și mie ceva. Da. Ți-a apărut știi să repari? Da, mi-a apărut un E foarte rapid pe ecran și noi aici n-am nimic. Sigur nu era de la foc? Sigur. Nu că știi tu ceva. Ia, hai că te las acolo și eu mă duc să mă uit de jos în sus, că poate de jos în sus și se vede ceva mai interesant. Mhm. Trebuie să mâncăm un pic. Ia uite oase. What? Azi sunt prea multe oase? Aoleu. Salut. Au venit fix pe poarta aia pe care am lăsat, pe gaura pe care am lăsat-o deschisă. Nicio problemă. Da. Ai văzut cum funcționează? Opa, hai că vin eu. Fac ce cum? Dă-i la fraier, dă-i la fraier, că eu nu prea am stamina. You are not invited. Nu, la cel mai tai în bucăți, dă-l direct pe foc. Păi nu, să fiu sigur că a murit, cum? A, da, ideea e să-i un cap, o mână, chestii. Un picior. Alea. Hai să le luăm și pe băi, știu că văzusem undeva. Doare mai fim aici. Stai așa, advanced traps. Nu mai, unde e home-ul? Gata. Main index, ăsta vreau. Cum ajung la main index? A, uite de aici, așa. Cât de folositoare a fost porta mea. Da, dacă pune... Wow! Pleacă, tu și în spatele tău! Ce? Tu și câți eram în spatele tău? Bă, nu mă speria, mă, nimeni în casă. Tu nu-i auzi! Stai că trebuie să mă întâi înapoi. Wow! S-a blocat click-ul? Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Eu uite-vă, Sky, ce problemă, că nu putem să dormim. Ce-ai, mă? Ce-ai, prietene? Am dat odată la de jos. Hai că-l iau eu prin spate, să uite la tine. Hoia! Ia-i la gât, dă-i la gât una. Gata. Hai că l-am luat eu pe sus, îl duc pe foc. Mă, dar știu sigur că aveam o chestie de stocat bețe, mă, nene, mă. Mamă, câte oase, cred că trebuie să ne facem de ăla de suport de oase, că avem prea multe. Păi asta zic. Gata. Hai că eu am văzut eu oasele, îl pun eu. Dacă nu... Așa. Cum îl arunc, mă, să ia foc? Just wait a minute. Gata. Cred că trebuie puse chiar mai multe. Ce anume? Din alea de oase. Bone basket se numește. Uite, îl punem aici în fund cu alea. What? 25 de bețe ne trebuie. Cred că avem. De unde ne facem noi 25? Avem aici, uite. Luăm... Ok. Bine gândit. Unul lipsește, ești nebun. Am eu. Bag, prea târziu. Ha. De asta miști. Uite, mă, așa, mă, vezi? De ce nu se umple toată așa, inclusiv valea de medicamente și de... Mamă, câte oase avem, de ce nu face cu ele? Vezi, ne trebuie armură. Bine neapărat. Băi, dar trebuie să reparăm și asta de apă, wow. Ăștia strică tot ce ating. Uite, frățică, cât de ale acolo. Mamă, mor de nervi. Deci... Bănuiesc că l-ai auzit, da? Nu, n-am auzit nimic. Hai de capul. Tu știi cum s-aude colea jos? Deci, vai de viața mea, cam așa s-aude. Vai de viață. Uite, vine unul. Da. Țama, da, deci, what's up? Bă, până la mă tot cu mine ala acolo. What's up, plage? Am descoperit cum să mă exteriorizez fără să deranjez pe nimeni. Îi numesc plage pe toți. What the fuck? E filmul. Înțeleg ce zici, da. Las, pentru mine funcționează. Uită! Am băut apă, dar nu era bună apa din aia. What? De ce nu e bună apa? Water skin. Am, știi ce? Polluted water, 44%. M-am cam urcat eu puțin cu picioarele pe acolo când au venit, că mi-a fost teamă. Când au venit atunci mulți și probabil din cauza asta. Tocmai am văzut o pasăre intrând în foc și ne-a dat o grămadă de pene. Da, tanti, tu ce faci? Uite, asta se ascunde, nici nu mai văd, gata, e camuflat. Opa, stai așa că a venit unul aici. Nu-i problemă.
Stai că a luat foc, a intrat în foc și a luat foc, ești de bun. Știi de ce îmi pare rău? Ca mâncarea ce o avem noi pe Drying Rack să... să nu mai fie bună. Dă-te așa, fă loc, avem la oase mâncați și nu știu, eu am mâncat, eu sunt super ok cu mâncarea. Fraților, hai să facem o mică pauză aici, că ne-am luat cu o vorba, ne-am luat cu distracția, vin, au venit ăștia toți pe noi. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția acordată, data viitoare ne facem noi și niște armuri, poate, poate reușim. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut deja. Bună seara București și bună seara România. Pe data viitoare, măi!